În vârstă de 16 ani, David Popovici este cel mai tânăr sportiv român calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Notătorul, legitimat la Clubul Steaua București și pregătit de antrenorul Adrian Rădulescu, a realizat baremul A în proba de 100 de metri liber la campionatele europene de natație de la Budapesta, competiție unde a și bătut recordul național de 4 ori la 100 și 200 de metri liber. Într-un interviu exclusiv acordat Steaua TV, David ne dezvăluie cum a serbat până acum ziua copilului, care erau jocurile sale preferate și ce speră să realizeze în cariera de sportiv profesionist. David, cum ai comenta următorul titlu de ziar? Un copil de 16 ani s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dacă ar ști ce a fost în spatele acestei încercări și acestei calificări, nu cred că ar fi aproape deloc surprinși, pentru că dacă ai ști cu adevărat câtă muncă e în spatele acestui titlu de ziar sau performanță, n-ai fi atât de surprins. Ce reprezintă pentru tine reușita de la Budapesta? Reprezintă o primă reușită pe plan internațional atât de mare. Faptul că am reușit să mă clasez al 6-lea în clasamentul european de seniori reprezintă lansarea mea pe cea mai înaltă scenă a notului, a sportului. Cum te-ai simțit în momentul în care ai văzut timpul reușit la 100 de metri liber? M-am bucurat pentru că am citit bine din prima, 48-30 timpul din calificări, dar nu-mi venea să cred și am verificat de mai multe ori tabela pentru că mi-era greu să cred, dar când m-am uitat înspre delegația noastră a României, aia puțin 5 oameni pe care aveam acolo, 5-6 oameni, și am văzut niște mâini ridicate, mi-am dat seama că e adevărat, e pe bune și m-am bucurat. La Budapesta ai reușit totodată să dobori de 4 ori recordurile naționale la 100 și 200 de metri liber. Ce reprezintă pentru tine aceste succese? Faptul că am reușit să dobor recorduri naționale de seniori însemnând că sunt cel mai rapid din istoria țării, înseamnă o reușită și o mândrie foarte importantă pentru mine. Pe lângă celelalte scopuri ale mele, să dobor recordurile naționale, să le spulber, să le dau cât de jos se poate, e unul dintre scopurile mele. Nu știu dacă m-am repetat, dar da. Care crezi că sunt calitățile care te-au propulsat în lotul Team România pentru Jocurile Olimpice? Am mai spus asta și o să rămân cu asta. Am adversari mult mai înalți sau și mai musculoși, sau și cu mai mulți ani de experiență mai mari, numai că eu consider că îi întrec pe toți pe plan mental. Pentru că pe plan mental nu au ce-mi face. Ce e în capul meu decid numai eu, ce emoții am trebuie să reușesc să controlez numai eu. Acolo cred că sunt de neînvins. Ești cel mai tânăr sportiv român calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cum te simți în această postură? Mă simt foarte bine să știu că sunt cel mai mic care a reușit să ajungă acolo. Numai că, indiferent de vârstă, fiecare dintre noi a muncit la fel de tare. Deși sunt cel mai tânăr, da, o să sper ca toți ceilalți să mă trateze ca de la egal la egal. Te simți încă un copil? Da, încă sunt condiționat de părinți, sunt condiționat de tot felul de alți adulți din jurul meu. Din acest punct de vedere sunt copil, numai că sportul m-a maturizat foarte mult, m-a disciplinat, m-a ajutat să văd alte orizonturi, să cunosc atâția oameni, să călătoresc, bla bla. Și aș spune că nu mai sunt chiar un copil din punctul ăsta de vedere, dar da, încă sunt totuși un copil. Când aveai timp, care erau jocurile tale preferate sau ce îți plăcea să faci? Mama mai râde de mine cu prietenii mei din când în când că mâncam de pe jos, luam gândaci în casă și ascundam pe acolo, dărâmam gunoaiele și mâncam din ele. Da, nu, eu am fost un copil ciudat, cățăram toată ziua în copaci și mă jucam cu bețe și cu pietre. N-am avut o copilărie interesantă. Azi e 1 iunie. Care e cea mai frumoasă amintire a ta legată de această zi? Măi, sincer, n-am sărbătorit niciodată ziua asta, n-am considerat-o niciodată. Parcă atunci când eram mai mic am ieșit odată cu familia la un, nu știu, cred că în orășelul copiilor și am mâncat o pizza acolo pe o bordură. Probabil ai cea mai frumoasă amintire legată de ziua asta, pentru că altfel nu mi-aduc aminte alta. Care e marele vis al lui David Popovici? Să câștig o medalie de aur olimpică. Calificarea la Jocurile Olimpice a fost primul pas, începutul, și de acum trebuie să muncesc pentru a mă bate la sutim, să pot să iau locul întâi.